și la Slobozia a fost zi de sărbătoare. Credincioșii ialomiteni au participat la hramul de toamnă al Catedralei Episcopale. La slujba celui de-al doilea hram, ei s-au rugat împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu. În Catedrala Episcopală din Slobozia, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Vincențiu. Ierarhul a hirotonit un diacon pe seama Catedralei și le-a vorbit celor prezenți despre hramurile Sfântului Locaș, aflat astăzi în sărbătoare. Nu se pot cuprinde în paginile cărților minunile pe care Sfânta Născătoare de Dumnezeu le-a săvârșit pentru poporul de credincios. E motivul pentru care și această catedrală a primit ca al doilea hram, sau cum se mai numește și hramul de toamnă, ocrotirea Preasfintei Născătoare Dumnezeu. Primul hram este înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos, ziua eroilor. Această catedrală, când s-a făcut, s-a făcut cu gândul la cei care s-au jertfit pentru țara și pentru poporul nostru. Iar al doilea hram este acoperământul Maicii Domnului, cu rugăciunea permanentă ca Maica Domnului să ne acopere pe toți cu Sfântul Său acoperământ, să ne acopere, să ne protejeze, să ne ferească de toate ispitele și toate încercările. La final a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii Catedralei Episcopale, adormiți în Domnul.